aceea păstrați bărbia peste orizontală. Structura este simetrică. Simetria nu e bună. Aparent este simetrică. De fapt, folosim, cum bine știți, s-a vehiculat această funcție separată, rațională, emoțională, stânga, dreapta, care începe să cedeze, constatându-se că este importantă funcția de asociere. Cei mai mari mincinoși, între ei nu era mincinos, dar Einstein, avea un corp calos. Porțiunea anatomică care comunică între jumătatea dreaptă și stânga creierului, foarte bine dezvoltate, funcții asociative. Momentul în care vine o excitație pe sistemul reticular ascendent, care dă foc la zone din creier, se face recrutarea unor zone care sunt legate de tipul de informație care ajunge și această recrutare este predominantă în zonele țintă ale analizatorului respectiv, vizual, auditiv, olfactiv și așa mai departe. Dar, în momentul în care percepția este multisenzorială, să fac recrutări de până la 17 arii țintă, odată. Deci dacă ascultăm muzică sau vedem, asta e una din bucățile de pledoarie, în hiperdefiniție sau în H definiție, ultra-definiție, 8K, și în perspectivă, pentru că suntem născuți să privim în perspectivă, să primim realitatea în perspectivă, de aceea vi se părea pictura până la Da Vinci, care nu avea perspectivă, se naște cu Verrocchio, perspectiva este în noi. Și am constatat, și unul din subiectele noastre la Institutul de Științe Spațiale, este tulburarea de adaptare cognitivă la dispariția senzației de perspectivă la astronauți. Dispărând stimulul vestibular, dispărând stimulul gravitațional, orientarea și aprecierea distanței nu se mai face nimic. Este o interconexiune fabuloasă. Toate astăzi se pot măsura. No touch. Electrozii stau în pat și poți să dormi și să transmit toate datele despre ceea, cum îți bate inima, cum îți funcționează creierul stâng, creierul drept. Brain. Trebuie să ne schimbăm, să înțelegem că învățământul, învățarea noastră, nu numai la copilul, nu e învățământ, e dresaj. Îi dresăm. Copil la 8 ani să-i pui, sau la 7 ani, sau la 5 ani când se duce la grădiniță să stea cu mine la spate 2 ore. Este o crimă. Pentru că în acea perioadă el are nevoie de mișcare, de aceea pui să joacă pentru a face abilități și stereotipe dinamice care îi ajută să intre în viață, care să stabilească contacte între neuroni și dendrite, să facă cele 10.000 de dendritic spine. Trebuie să știm în fiecare perioadă a dezvoltării copilului ce sertăraș trebuie umplut. Că între 6 și 9 ani timp străin, că între 9, 11 și 13 ani se dezvoltă cutiuța cu spirit critic. Nu e adolescență care mă deranjează. E o necesitate de dezvoltare ontogenetică, e demonstrat deja. Asta trebuie să învățăm, asta trebuie să știe profesorii, asta trebuie să știe părinții, asta trebuie să știe bunicii. Nu ce a făcut bunica bunicului bunicului. Pentru că am ajuns la ora actuală să putem obiectiva traseele pe unde merg influxurile nervoase. Știm că atunci când faci numărătoarea din 4 în 4 până la 10.000, folosești o anumită traiectorie. Toți avem probleme, toți avem întrebări. Dar la un moment dat, în această perioadă, în care această fereastră de oportunitate și pentru noi, românii, nu cred. Eu sunt absolut convins și de politețe nu spun nimeni altceva. Dar cred că nu suntem mai răi sau mai buni decât alții. Suntem oameni cu toții, care avem și bun și rău în noi. Yin și yang. În măsura în care e bună și rău. Mai agresiv, ies afară sau nu ies afară.
cred că trebuie să înțelegem că această compatibilitate în grup ține de noi înșine. Și acum ne dăm de ceasul învierii să găsim valori românești care sunt dispuse să devină compatibile și să împingem căruța în timp. Haideți cu noi. Spațiu de putere, spațiu de fugă. Asta este construit prin dezvoltarea în timp a unui sistem nervos care ne permite să ne asigurăm spațiul vital critic. Frica e cu noi oricând. Orice schimbare pe care n-am experimentat anterior, o întâmplare, o condiție, creează o derută. Deruta, neliniștea, incertitudinea înseamnă frică. Frica înseamnă descărcarea de catecolamine, înseamnă funcționarea pe pattern-uri care nu sunt economice, nu te duc la cele mai bune soluții, pentru că cel mai simplu ar fi să nu fim reactivi, să fim proactivi, să te gândești action sau non-action în caz de 10% din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu depinde de noi, dar 90% este opțiunea noastră, a zis Robbins. Frica. La altă vârstă. La altă scară. Poate să treacă de la unii la alții. Mob mentality este o altă dimensiune asumării energiilor, de obicei negative, care au efecte incontrolabile când ajung la o masă critică, mai ales în condiții nefavorabile. Totul este o vană. Totul este un efort. În fiecare zi facem efort. Aveți grijă că acest efort trebuie să-l preparați, să recuperați și să reporniți a doua zi cu aceeași energie și mai ales cu aceeași bucurie. Uneori fugim de frică. Sunt situații. Dar ca să poți să ieși dintr-un tsunami sau dintr-un cutremur, trebuie totdeauna să ai încă rezerve de baterie. Și are rezervă de baterie cel care și-a construit din timp o altă modalitate de adaptare la realitatea adversă. Trecem la o altă parte. Să punem în final. Să punem în final. Da, e pe internet. Așa. Care mi-e? Da, sper că nu vă e foarte străină franceză. Sper să se așeam. Da, da. Voi de sună? Da. Până pornește, trebuie să vă spun că capul este important numai pentru că poartă între ori creierul. Unor plin, altor gol. Asta e. Dar capul este important, este o zonă de relația noastră cu mediul fabuloasă. Bolul oral, gura, și de la structurile unicelulare este foarte importantă. Ne permite să existăm, ne permite să reacționăm și s-a perfecționat în decursul timpului într-o zonă de mare subtilitate. Cel mai scurt nerv, cel mai puternic nerv, este trigemenul, urechea cincea. Să te ferească Dumnezeu de dureri de dinți sau de nevralgie de trigemen. Este înfiorătoare. Să vedeți un film făcut, am făcut această introducere pentru că este făcut de stomatologi, care au avut șansa să povestesc după așa. La vie. Une fantastique libération d'énergie créera la matière et la vie. Deci, au o șansă să rămână în zona asta foarte importantă.
care e importantă și pentru noi în viață, că o neglijăm cu mare dărnicie. Și s-a apucat și a studiat temeinic, nefiind foarte greu de accesat, nu era greu de accesat. Și au început și au săpat și au înțeles că, de fapt, au șansa să lucreze la o zonă care ne interrelaționează extraordinar cu lumea. Faptul că distrugem realitatea, mâncăm, mestecăm insuficient, de 30 de ori fiecare înghițitură pe lume, ne permite să simțim gustul, ne permite să respirăm, ne permite să vorbim după ce n-am învățat să tacem, ne permite să gustăm și ne permite, o să vedeți, d'énergie créera la matière et la vie. Milliards d'années plus tard, l'homme apparaît. Toute cette phylogénèse se récapitule dans l'ontogénèse de l'homme. Spermatozoïdes pour aboutir à cet être extraordinairement complexe formé de milliards et de milliards de cellules qu'est l'homme. La phase se forme à la 5e semaine de la vie intra-utéro. Semaine. Au 6e mois, à l'abri des agressions virales et bactériennes, le fœtus développe ses organes de sens et ses capacités de relation et de communication avec le monde extérieur. Mersul ne appartient zborul și plutirea. Am venit din lichid. Stăm puțin în picioare și pe-aia zburăm. La verticalisation est la caractéristique de l'hominisation. Elle représente symboliquement l'homme comme le lien entre le ciel et la terre et confère à l'homme son caractère de liberté, de volonté et d'autonomie. Cette autonomie est triple, métabolique, motrice, mentale. L'être vivant se structure son espace selon son propre référentiel. Non seulement l'homme est vertical, mais ses axes de développement s'établissent orthogonalement. On parle d'axe spatio-temporel de développement. La mandibule est le véritable conformateur du crâne. Le passage de la fonction de mastication au langage sera l'inducteur du développement du cerveau. Les 100 milliards de neurones, doués d'une activité fréquentielle, sont à la base du mouvement respiratoire primaire. D'une production de 5000 neurones à la seconde pendant le 3e mois, fait suite un processus d'interconnexion, de câblage, qui s'auto-organise en fonction du vécu individuel. Toutes les espèces ont une évolution, seul l'homme a une histoire. Les méninges maintiennent cette masse cérébrale dans un dispositif orthogonal
appelée membrane de tension réciproque, qui fixe la conscience primordiale de l'orthogonalité. La faux du cerveau, la tente du cervelet, organise un lien dur-mérien jusqu'au niveau du sacrum et constitue avec la mandibule le système crânio-sacré-mandibulaire. Le trijumeau, nerf du premier arc branchial, détermine l'axe neuromatriciel de la face et présente lui aussi un plan de développement orthogonal. Il constitue le cerveau-système du mécanisme de protection des structures crâniennes méningées, d'où son rôle dans les étiologies du bruxisme. L'organisation céphalique est polarisée. D'autres modulateurs vont concourir à cette notion d'orthogonalité. L'oreille interne et le son participent à l'orientation de la tête dans l'espace. Les sons aigus lèvent la tête. Les sons graves baissent la tête. La rétine et les muscles oculomoteurs contribuent au codage du schéma corporel et à son couplage structurel avec l'environnement. Les plans d'occlusion, par leurs références verticales, antéro-postérieures et transversales, participent à cette architecture spatio-temporelle. Le chirurgien dentiste est de ce fait l'architecte du crâne. La suture crânienne permet l'expression du mouvement respiratoire primaire, activité oscillatoire de 12 cycles par minute. Le MRP est une véritable information ondulatoire qui se transmet à l'ensemble du corps. Cette onde se projette au niveau des trois vertèbres crâniennes de la base du crâne. Le sphénoïde, l'occiput, l'ethmoïde. La mandibule et le temporal sont sous l'influence de la sphère postérieure dirigée par l'occiput. Le maxillaire dépend de la sphère antérieure dirigée par le...